Bună, Denis, și bine ai venit la InfoMusic. Bună, Ingrid. Bine te-am găsit la InfoMusic. Ai studiat istorie, management și psihologie. Când ți-ai dat seama că nu te potrivești cu niciun dintre aceste domenii și ai decis că muzica este pe primul loc în sufletul tău? Când am înțeles exact că am doar o viață. Adică când am înțeles concret că, wow, dude, doar o viață. Fă ceea ce trebuie să faci, nu umbla pe dealuri. Și cum a pornit călătoria ta? Interesant. Cu foarte multe urcușuri, coborâșuri și multe lecții pentru mine. La început am făcut câteva greșeli, hai să spunem așa, mai abstract să fie. The Motans, pentru că visai foarte mult pisici înainte să te apuci serios de muzică. Da, exact. Ai mai visat motani de când ai început să ai succes? Foarte rar. Foarte, foarte extraordinar de rar. Adică odată la jumătate de an, cam așa. Așa, ca să fii sigur că sunt acolo. Exact. Când nu s-au dus nicăieri, sunt cumva cu mine, dar așa, cumva de data asta ca observator. Prins de tot în filme alb-negru. Ești ca liniște, dar înainte de furtună. Acum în fulgeră și-mi tună. Ești ca praful de pușcă în două cu miere, ești dulce, amară. Ești ca ultima zi de vară. Azi te urăsc. Știu că lucrezi în acest moment la două albume în același timp, care vor fi diferite unul de celălalt. Ce ne poți spune despre ele? Vă spun că m-am apucat de al doilea album deja și de al treilea în paralel. Adică, dar al doilea album s-a devenit a fi cu mult mai greu de făcut decât am crezut și nu știu dacă o să reușesc până la sfârșitul primăverii să-l dau, pentru că vreau să scot ceva cu adevărat calitativ și prefer să dau un pic mai târziu, dar să fie ceea ce trebuie. Și între timp, desigur că am să mai scot niște piese care setting iarăși de dragoste și emoții, sentimente, femei. Va cuprinde și piesele pe care le-ai lansat deja, bănuiesc, primul album? Primul, da. Primul album va avea 8 piese, dacă nu mă greșesc, dintre cele lansate. Și 4 sau 5 noi, dintre care și Nota de Plată, care a fost lansată alaltă ieri, seara. Și când, anul ăsta, nu primul album, noiembrie? Da, noi la sfârșitul noiembrie vreau să dau un concert așa mai neobișnuit, în care va fi lansarea acestui album. Muzica ta pare poezie în note muzicale. Unde găsești sămânța inspirației? Ia vine. Acum mi-am dat seama în ultimul timp că de cel mai multe ori ea vine la mine. Și trebuie pur și simplu să iei și să stai cu muza aia când vine, pentru că prefer să vorbesc cu alt limbaj de obicei, dar atunci când vine muza la tine, trebuie să stai și să stai cu ea. Exact. Trebuie să atunci când ea vine la tine, știi? Când vrei tu, ea poate să nu vrea. De multe ori, credem. Adică inspirația e o chestie care de multe ori nu vine așa din sine când vrei tu. Și trebuie să te folosești la maxim. Uneori la ora 3 de noapte, dacă ți-a venit acolo o idee, fii bun, ridică-te din pat, înregistrează-o la voice recorder, că a doua zi când te trezești, deja nu e aia. Mai și uiți de tot, adică uiți în genere că ai avut ceva acolo în cap. Mișto. Și de cele mai multe ori așa. Deja din ideile care de bază inițiale le-ai avut, ți-au venit, dezvolți niște chestii mai frumoase, precum piese, texte, poezii și așa mai departe. La noua ta piesă, împreună cu Ina, Nota de Plată, știu că ai compus versurile împreună cu Irina Rimes. Și cu Ina. Și cu Irina Rimes. Da, împreună am lucrat. Cum a fost să colaborezi cu ea? Noi cu Irina, în genere, am lucrat la mai multe chestii frumoase și... Care o să iasă? Care o să iasă? Care asta v-am să zic? Unile o să iasă, unile o să rămână niște inside styles, poate.
nu știu, să vedem. De fiecare dată e o mare plăcere să lucrez cu ea. E foarte bună pe linii și pe text și în genere e o persoană foarte mișto. Am devenit prieteni foarte buni. Că mulți așteaptă și la o colaborare, poate, pe viitor între voi. Da, o să fie cu siguranță. Toate nopțile, vinul și mesajele, insomniile. Toate nopțile, vinul și mesajele, insomniile. Buzele de seare, zâmbete de sărbători, lacrimile tale nu mă cred în flori. Sunt acționar majoritar pe toată durerea ta și astăzi mă așteaptă o excursie prin ea. În versurile tale vorbești foarte mult despre iubire prin prisma experiențelor personale. Cum ar trebui să arate iubirea ideală pentru tine? Ai. Cum ar trebui să arate iubirea ideală pentru mine? Nu știu, ar trebui să mă ia prin surprindere. Gen, o să înțeleg că e ceva ideal atunci când o să-mi dau seama că, wow, nici nu am putut să-mi imaginez că așa o să fie, știi? Adică, fucking shit, chiar așa de bine? Până acum au fost momente de astea, știi? Dar de fiecare dată viața îți arată că, uite, mai sunt niște culori în viață. Și ceea ce mă bucură, adică de fiecare dată cumva găsesc ceva mai interesant ca ceea ce a fost. Și nu știu unde e limita. Prima oară ai colaborat cu Delia pentru piesa Weekend și acum cu Ina la Nota de Plată. La ce colaborări să ne așteptăm pe viitor? O să fie o colaborare cu Kid. Deci omul ăsta e fenomenal. I-am prezentat o schiță, o idee a unei piese pe care mă gândeam să fac un featuring cu cineva. După care el mi-a zis pur și simplu, hai să facem împreună, adică îmi place ideea ta. Și a doua zi, gen de dimineață, el deja mi-a arătat ce a scris pe piesă. Adică a fost foarte entuziasmat și a avut o atitudine foarte serioasă. Și una din piesele de pe primul album o să fie cu Kid. Și posibil cu Irina, vedem. Posibil să scoatem acum, posibil mai târziu. Adică, dar oricum, o să fie o colaborare cu ea, ceva. Pentru că am lucrat la foarte multe idei cu ea. Și exact. Și înțelegeți bine din punct de vedere artistic. Dar că e o întrebare de timp, atât tot. Acum hai să facem un exercițiu de imaginație. Dacă ai avea o cutie cu amintiri și ai alege una de acolo, care vrei tu, și ai transforma într-o piesă, cum s-ar numi? Cred că... Nu știu, aș face ceva despre zmeu. Știi zmeu de ăsta zburător? Da. Aș face o piesă despre zmeu zburător. Am avut o experiență când eram copil. Nu credeam că e atât de fascinant să vezi cum zboară o chestie legată de ață. Da, și cumva aș transforma într-o metaforă. Sau poate pe butonul rec. Vara cu Jimi Hendrix, toamna cu Miles Davis. La uza mea doar un servis. Aștept măcar o dată să vii tu, să-ți aduc aminte cum mi-ai spus. Și mă faci să mai aștept ca apoi să-mi dai răspunsul 42. De la ce vine titlul piesei 42? Douglas Adams. Merge vorba despre un roman, Ghidul Autostopistului Galactic. Da, în fine, mulți oameni pot să regăsească chestia asta. Este și film făcut pe motivul acestui roman. Acum câțiva ani am avut un coleg de muncă care, dacă cineva îi dădea o întrebare prostească, gen care nu avea niciun sens, se uita așa cum poker face la acea persoană și îi spunea pur și simplu 42. Și se întorcea la lucru, lucra mai departe. Și mi-a plăcut faza asta și l-am întrebat, Vadim, de ce 42? Și mi-a explicat că, uite, a existat o civilizație, adică după roman, așa vorba despre civilizație care a făcut un supercalculator și care putea să răspundă la orice întrebare. Și la întrebarea care este sensul vieții, al universului și în genere, calculatorul a zis, veniți peste 10 milioane de ani, eu o să am răspuns la această întrebare. Și ei au așteptat 10 milioane de ani, după care au venit și au dat aceeași întrebare și au primit răspunsul 42. E sarcasm, un pic de sarcasm, un pic de, nu știu, condimente așa filozofice aici.
mi-a plăcut ideea și în piesă, adică iarăși, am avut în vedere atunci când am întrebări în viață și mi le dau cumva singur mie, de multe ori răspunsul e atât de evident că nu merită de dat întrebarea. Și a doua parte ar fi că fii atent la ceea ce îți dorești și de multe ori trebuie să știi ce îți dorești în viață. Dacă nu știi ce îți dorești în viață și vrei pur și simplu ceva abstract, rămâi pe loc. Adică, da, trebuie să ai o direcție sigură. Ce mă faci să te aștept pentru ca mai apoi să-mi dai răspunsul 42? Dar la ce răspuns te-ai fi așteptat dacă tu însă și n-ai știut ce întrebare concretă să dai? Cam asta e faza. E un vers cu caracter autocritic, aș spune, în care un pic m-am criticat singur pe mine. În refren se cântă: spune-mi soartă, unde vrei să mă duci? De ce la toți le pică fete, dar mie numai, da? Dar însă și în prima strofă se vorbește că, dar ce să fac dacă mie singur îmi plac femeile în care e măcar o coastă de drac? Da, da, da. Adică eu deja știu care e răspunsul la întrebarea mea, dar totuși o dau. De ce soartă se întâmplă asta? Păi evident, pentru că singur ai spus că îți place atunci când e un pic preparat. Că tu alegi, da. Exact. Și răspunsul e 42, adică e evident. Ai spus la un moment dat că femeia perfectă este complicată. Ce calități ar trebui să mai aibă o femeie? Femeia ideală pentru tine? Să aibă un ruj mișto. Cam asta e răspunsul. Care crezi că este cea mai mare provocare pentru tine ca artist în industria muzicală din România? Să fii mereu autentic, cred. Să păstrezi interesul pentru ascultător, din punct de vedere, nu știu, al imaginii, cât și muzical. Trebuie mereu să urmărești trending-ul, dar în același timp să fii original. Dar cred că chestia asta eu, în cazul meu, o rezolv foarte ușor prin versuri și liric, adică cumva am stilul meu, care mă ajută foarte mult. Mulțumim pentru că ai venit la noi. Mersi frumos că m-ați invitat. Cândva am așteptat să vii doar tu.